Astăzi. Da, el este, se pare, noul venit pe podiumul mondial. A creat numeroase surprize astăzi în preliminarii. Nume mari nu au prins podiumul în această categorie. Arifantem este de inspirație. Arif Ertem, finalistul de ieri de la mâna stângă, acesta a pierdut medalia de aur după ce a fost înfrânt de două ori în finală de către americanul Cody Merritt. Să vedem ce va reuși însă turcul astăzi, cu ce medalie se va mulțumi. Două avertizmente pentru sportivul din Kazakhstan, ceea ce înseamnă că îi aduce prima greșeală. Acesta trebuie să fie foarte atent, pentru că a doua greșeală îi va aduce pierderea meciului. Da, după cum vă spuneam, este păcat să nu vedem un meci terminându-se prin pin. Și din păcate, să vedem, chiar asta se întâmplă sau primește și un al treilea avertisment. Deci încă un avertisment și meciul este pierdut pentru sportivul din Kazakhstan și putem spune că nici măcar nu a început. Este foarte bătăios acest sportiv din Kazakhstan. Acesta nu... Arif este un sportiv foarte rapid în ciuda greutății. Da, doi sportivi care nu sunt străini podiumului mondial, ambii medaliați în trecut la această categorie. Foarte concentrat turcul. Turcul învins ieri de două ori în finală, după cum v-am zis, de americanul Cody Merritt. Să vedem dacă în seara asta va reuși să facă el același lucru. Da, un meci foarte interesant, un start bun pentru turc. Să vedem ce se va întâmpla însă în strep.
ambii sportivi cu o greutate de peste 130 de kilograme. Și să vedem meciul. Turcul atacă foarte puternic, însă bulgarul reușește să blocheze. Controlul este încă în favoarea turcului și încă atacă turcul. Atacuri succesive foarte puternice. Foarte aproape de a câștiga meciul, să vedem. Da, turcul forțează un rematch. Dacă Arif Ertem va reuși să... Ultim meci, bulgarul nu prea... nu arată foarte fericit în această circunstanță. Să vedem însă dacă va reuși totuși să... să-și păstreze calmul și să câștige. Da, și se pare că avem și în această finală priză de arbitru. Ținătorii turci își fac simțită prezența, îl încurajează pe compatriotul lor. Astfel pregătiți de startul meciului, dar să vedem decizia arbitrilor. Nu, se reface priza, nu este acordată nicio greșeală. Avea din nou strap match între cei doi. Se pare că meciul va fi decis ca și în primul, într-o priză de arbitru și în strap. The match for all the marbles. The fight for the gold. Vedem dacă va fi același rezultat ca în primul meci din această finală. Who will be the most powerful man in the room? Start foarte anticipat de toți spectatorii din sală. Să vedem ce se va întâmpla. Să blocheze mai bine de această dată, însă turcul este în control. Atacuri succesive, să vedem dacă va rezista bulgarul, sau mai bine zis cât va rezista. Turcul este frumoasă cu totul și o victorie pentru Arif Ertem, îmi cer scuze. Turcul câștigă de două ori în finală. Aceasta este decizia arbitrilor. Cam acestea au fost și finalele din ultima zi campionatului mondial de Scandamer din Constanța. Am fost Alin Bărăitaru și alături de mine același capitan al echipei României de Scandenberg, Mihai Constantin. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă urăm o seară bună. Vă mulțumim. La revedere. O seară bună. Bine.
With this, we end our championship.